Bun găsit, dragi prieteni! Rușii sunt cei mai mulți dintre turiștii care au luat cu asalt insulele din Maldive. Și românii se află în top 5. Sunt foarte mulți români care ajung la început de an în insulele Maldive. De altfel, dacă vă uitați pe Instagram și pe Facebook, găsiți o mulțime, mai ales vedetele care au ales să-și petreacă începutul de an pe o insulă cu vreme frumoasă și caldă. Asta în condițiile în care agenții de turism spun că un pachet costă în medie pentru două persoane în medie în jur de 5.000 de euro, adică 2.500 de euro un pachet, un sejur petrecut într-una din insulele din Maldive. Și asta în condițiile în care pe timp de vară, dacă e să mergi la noi la mare și dorești să mergi la unul dintre hotelurile de top din Mamaia, poți să dai cu siguranță pe doar un weekend, doar 2-3 nopți, peste 1000 de euro dacă alegi să mergi în full sezon. Da, românilor le place să-și facă vacanțe frumoase. Agenții de turism spun însă că nu vorbim despre niște vacanțe ale bogaților, într-adevăr niște vacanțe premium, pentru care oamenii strâng bani în fiecare lună, ca la sfârșit de an sau la începutul anului să petreacă o vacanță într-o altfel de climă, pleacă de la minus 10 grade din România și se încălzesc la peste 25 de grade Celsius. Dragi prieteni, vă pup și ne revedem mâine dimineață. Un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media. Zi minunată vă doresc!